Hei, salutare, oameni fani! Sper că aveți o zi minunată! Azi continuăm să răsfoim seria Mickey Mouse și de data aceasta vom răsfoi împreună Mickey Mouse numărul 9 din 2002. Număr destul de interesant, aș putea să spun din anumite puncte de vedere. Continuare la cost 23.000 de lei. Mai avem cadou tău de Paște sau de Paști. Premii, știință și știință diabolică, șocanta electricitate, ci plus 5 abonamente. Da, și aici nu mai țin de la Panini, nu mai țin de la ce serie s-a dat, adaptibil, și asta e coperta. Dar de ce zic că este interesantă? Pentru că dacă ar fi să facem așa o mică comparație cu numărul precedent, numărul 8, vedem că s-a schimbat puțin formata, devenit așa mai lată, cum s-ar spune. Și dacă, să zicem, chiar și numărul 8, coperta, da, era subțire, dar avea așa un feeling. Deja de la numărul 9 e... așa, nu știu cum să încerc să descriu, mult mai subțire, adică asta pare așa un supliment, asta cât de cât are vista. Dar să nu uite, dacă numărul 8 ni se promitea acest număr sau această copertă pentru 1 mai, în 1 mai a apărut coperta cu Donald Duck, că avem numărul pentru 1, 15 mai 2002. Dar să vedem așa puțin despre ce este vorba. Evident, au păstrat formatul, hai să punem concursul pe prima pagină, de ce să nu stricăm coperta. Așa cum menționam, se putea câștiga volumul acesta cu șocanta electricitate din seria Știință Diabolică plus 5 abonamente. Dar să vedem din numărul precedent dacă avem câștigători din Brașov. Din păcate nu, dar dacă se regăsește cineva pe aici câștigător, felicitări! Toate cele bune. Să intrăm așa direct în story, mai ales că la toate deja nu mai trebuie să menționăm de fiecare dată editura, bineînțeles, imprimăria și toate cele, că nu prea s-au mai schimbat. Dar intrăm direct într-un story. Donald Duck, cântecul iepurașului sau reclama e sufletul comerțului. Mamă, ce titlu, destul de lung. Și la fel, paginile au schimbat atât coperta, dar pagina au devenit și mai ieftine, surprinzător. Adică asta chiar era de ziar, acela un metru pe ceva. Și culorile, să zicem, pentru calitatea hârtiei sunt acolo, decente, nu cele mai strălucite. Dar se simte, se simte. Cum menționam, îl văd acesta mai mult ca pe un supliment, un mini ziar, decât pe o revistă propriu-zisă. Dar asta era, asta am cumpărat atunci, asta m-a apreciat, asta a făcut parte din copilăria mea în contactul cu Disney. Și avem așa o secțiune, Mickey Mouse, sărbătoarea de Paști. Câteva detalii, sărbătoarea de Paști, în condeierea Oler de Paști, very nice, very nice. Dăm într-una story tot de Donald Duck, capcanele succesului, Formula 1, nice. Noutăți la editura Egmont de România, bineînțeles, volumul Fotbal Cupele și albumul cu stickere 2002 FIFA World Cup. S-ar putea să fi fost chiar un plic cu opțiunile de la FIFA, cine știe, pe copertă. Dar să continuăm așa cu story-ul nostru. Totuși niște desene chiar faine. Nu să rele. Deși e așa valoarea de nostalgie, când știi că am citit o singură dată în 2002 și la 21 de ani o răsfăiesc acum din nou. E un sentiment plăcut. Reporter, interviu cu Alexandru. Cel care a și câștigat ale premiul în televizor. Felicitări, Alexandru. Marmar, lansare Harry Potter 4. Deja aveam volumul. Mai avem iar reclama cu Harry Potter, album cu opțibilduri. Dăm și de un story scurt. Mickey Mouse, mini și ziua ei norocoasă. Și cam mai a fost doar de două pagini. Și mai avem iar reclama Minimax, salonul copilului Pinocchio. Deci nu mai avem un preview pentru numărul următor. Și spre final, o reclamă așa clasică, aș putea să spun, cu Happy Meal, când la fel nu vreau să par oameni, dar să-mi bat piciorul, McDonald's și-a pierdut tot farmecul ăla, adică da, am înțeles ca orice, să zicem așa, orice brand, ca să nu zic corporație sau firmă, get to the times, trebuie să se actualizeze, trebuie să fie așa. Păi da, te duci într-un McDonald's din ziua de azi și pare așa din aia, băi, corporație, adică pare așa office de multe ori. Păi frate, da, înainte mai aveai
nu că neapărat că era romna magnuma, dar era așa axat mai mult pe copii, era o plăcere, era un eveniment să fii dus la McDonald's. Acum vor să fie așa mai fancy, mai... Da. De-aia rar când ajung și pe la McDonald's, încă o dintre îmi vin în minte toate... Da. Amintele din copilărie și cât de mult mă bucuram pentru un Happy Meal care venea și cu o jucărie și... Da. Nostalgie. Dar data aceasta ce avem? Happy Meal, jucării de la Peter Pan. Foarte nice, foarte nice. Dar mai pe scurt, acesta a fost numărul 9 din revista Mickey Mouse din anul 2002. Sper că v-a plăcut pe această cale. Nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru timpul acordat. Nu uitați, un click acolo pe butonul de subscribe ajută banda desenată, o face și fericită. Vă urez o zi cât mai bună și, bineînțeles, baftă tuturor!